Ce îi putea povesti unui tânăr de azi despre istoria recentă? Unui tânăr pentru care uneori istoria ultimilor 50 de ani pare la fel de îndepărtată ca antichitatea. Dacă antichitatea rămâne închisă în manuale, în îndepărtată istorie, perioada ultimilor 50 de ani mai poate fi totuși cunoscută încă în amănuntele ei. O parte din atmosferă poate fi regăsită în obiectele cult din muzee sau în prezentul nostru, în cotidian, ca niște vestigii a unei epoci revolute pe cale de demolare. Cu insignia de aia, pionier de frunte, mi-au dat-o abia într-a șaptea, când deja ieșeam la pensie din pionierat. Carnetul de partid, carnetul roșu, era o adevărată valută. Nenorocirea a constat în faptul că este singura ideologie care a avut ca verb esențial, verbul esențial a fost a urâ, ura de clasă. Principala armă a securității, de la înființarea ei și până la desființarea ei, a fost utilizarea fricii. Coada era semnalul crizei regimului, incapacității sale de a oferi lucruri elementare cetățenilor României. Noi n-am avut bucuria gravidității, ci frica de sarcină. Omul nou este idealul oricărui totalitarism. Pentru că totalitarismul se dorește revoluționar, vrea să schimbe totul, să o termine cu trecutul. Cravata roșie, cutivul tricolor. Era prima intrare în zona oficială a copilului. Pionierii reprezentau organizația de copii a partidului, anterioară intrării în UTC și mai târziu în PCR. Iar dacă utecistul și mai apoi comunistul primeau ca simbol al legăturilor de nezdruncinat cu partidul carnetul roșu, e bine, pionierii primeau cravata roșie, cutivul tricolor, ca simbol al legăturilor de nezdruncinat și pe vecie cu partidul. Am prins așa oarește boală pe comunism și pe sistem și pe comuniști, nu știu, nu mi-au plăcut în general, poate de-aia m-am și apucat de rock, dar nu pot să spun că urăsc oamenii din cauza asta. Era o etapă în vârsta de școlarizare, ciclu primar, începând de la clasa a doua, a treia, copiii primeau cravata de pionier, mai întâi cei care obțineau rezultate foarte bune la învățătură, în primul rând, apoi și ceilalți până la terminarea clasei a patra. Dacă erai bun la învățătură, nu te pe primea între primii. După aceea era la normă, toți erau buni la învățătură, toți erau primiți. Cei care erau făcuți pionieri în prima serie erau automat în prima linie valorică, un fel de certificat de calitate. Și atunci era, pe de o parte, așa un fel de mândrie pentru copii să fii făcut pionier, că era un fel de marcă și a meritelor. Mi se pare că intrau mai toți copiii, dar cred că rămâneau în fiecare clasă câțiva codași. Am făcut pionieri la Comicești și la statuia electricității de la Vidraru. Încântați au fost de statuia electricității, de baraj, de o plimbare cu vaporașul. Aș minți dacă spune că nu mi-a părut bine atunci când m-a făcut pionier, dar nu pentru că am primit cravata, ci pentru că mi-a fost recunoscută un fel de valoare de elev. Ne selectau în funcție de învățătură, în funcție de activități extrașcolare. Privesc din doftonă prin grotii de fier. Sunt două versuri din imnul așa zișilor, eroi comuniști care au fost întemnițați acolo. O închisoare care devenise loc de pelerinaj pentru copii în perioada comunistă. Aduceți copiii aici lângă pietre să simtă dogoarea nestinselor vetre. Loc cu încărcătură simbolică, cu atât mai mult cu cât în 1936 a fost întemnițat acolo însuși Ceaușescu. Am fost aduși de la școala de la Buftea, școala generală numărul 2, într-un cadru festiv aici, unde vedeți dumneavoastră la pușcăria Doftana. N-a fost nicio scofală când m-au făcut pionier. Nu m-au dus nici la Doftana, nu m-au dus nici la un alt loc sacru al partidului. M-au făcut pionier în prima serie la școala unde învățam, la școala generală numărul 155 din cartierul Drumul Taberei. În prima fază am vizitat muzeul Doftana, mi s-a prezentat celula unde a stat tovarășul Nicolae Ceaușescu, după care, tot într-un cadru festiv, ni s-a înmânat cravatele de pionier.
ne făceau automat pionieri. Cu UTC-ul era mai complicat, că te întrebau, vrei, nu vrei, nu știu, știu că depindea foarte mult de o caracterizare a unui coleg destoinic. În sunetele acelea de trompetă, cu tobe, cu drapelul școlii, cu mâna pe drapel am rostit jurământul pionierului. Se inducea ideea că pentru obținerea statutului și demnității de pionier, copilul trebuia să-și dovedească atașamentul față de valorile autentice ale comunismului. Esențială fiind dragostea pentru țară și popor și devotamentul față de marele conducător și comunismul izbăvitor. Cravata însăși, prin culorile ei, roșul acela prins, simboliza sângele vărsat de eroii comunismului biruitor. Mi se explica în amănunt ce e cu cravata roșie cu tricolor, simbolistica ei, roșu, copii, este steagul partidului, sângele pe care și l-au dat ostașii noștri pe câmpul de luptă, sângele eroilor de la Grivița, de la mai știu eu de unde. Cravata era doar un simbol, era roșie, nu cred că asta ne putea deranja într-un fel. Roșie e o culoare atrăgătoare, mai mult pentru copii. Tricolorul, bineînțeles, era dimensiunea națională. Nu prea știam eu pe vremea aia ce înseamnă. Nu era cu tricolor încă atunci, era numai roșie. Pentru a se ridica la demnitatea cravatei de pionier, copilului se tranșau și responsabilități pentru a fi pregătit de mic pentru una dintre cele mai importante idei ale comunismului, jertfa prin muncă. Muncă în forme colective sau individuale, care pregăteau copilul din timp pentru viitoarele întreceri socialiste și planuri cincinale. Mergeam la parc, la curățat. La un moment dat, mai târziu, am făcut și asta, strângeri de hârtie, deșeuri, de dus la DCA, cum era acolo, la DAC. Ne puneau să aducem ori hârtie, ori borcane, ori tot felul de tâmpenii pe care le aveam în deprisos, ziare vechi și așa mai departe. Trebuia să aducem în fiecare trimestru o cantitate importantă de plante medicinale, de hârtie, de sticle și borcane, în cadrul acțiunii recuperare, recondiționare, refolosire. Ne obligam să strângem borcane goale, să aducem maculatură, o anumită cantitate. Vreau să mergem la munce agricole, toamna în general am participat cu ei la cules de prune, cules de mere, adunat de cartofi, tăia de porumb, o muncă foarte grea pentru acea vârstă, plus frigul pe care îl îndurau. Era îngrozitor de frică de ideea de a participa la spectacolele astea omagiale, mega spectacolele de pe stadioane, întâmpinările de la aeroport. După aceea am fost la cercul de pictură din clasa 5-a și la cercul de foto, printre a 7-a, 8-a. Și tot aș fi vrut să merg la cercul de karting, dar mi-era frică. Privilegiul de a fi pionier ne avantaja, deoarece puteam face parte din cercurile casei pionierului, unde se organizau tabere școlare. Pe lângă asemenea jocuri de responsabilizare care îngrădeau copilăria, comunismul avea nevoie și de o ideologizare suplimentară, pentru că discursurile sfărăitoare au mai puține șanse să prindă la o vârstă fragedă. E bine, o cale de acces foarte sigură către manipularea conștiințelor încă din copilărie o constituiau cărțile și revistele. Singura carte mai răsărită pe care o țin minte și eu și cred că multă lume e Cireșarii. E ciclu de trei parcoromane pe care le scrisese un autor al propagandei vremurilor, dar care nu era un scriitor rău, Constantin Chiriță. Una dintre cărțile care mi-au plăcut atunci, nu știu în ce măsură mi-ar plăcea și acum dacă aș reciti-o, a fost Cireșarii, o carte care a însemnat ceva pentru mulți din generația mea și din generațiile ceva mai mari decât mine. Dacă literatura deschidea drumul spre mințile elevilor, manipularea începea încă din clasele primare, de la careurile acelea obligatorii cu drapelul unității ridicat în fiecare zi simbolic până la funcțiile și gradele pionierești împărțite elevilor, funcții goale de sens, dar încărcate simbolic. Chiar aici unde ne aflăm s-au format cele două careuri. Pe de o parte, pionierii mai vechi ca noi, care erau fruntași în învățământ, iar pe cealaltă parte, viitorii pionieri. Îmi amintesc, în schimb, cu destul enervare și destul de zgust de careurile de la începutul orelor, când ne spuneau unui instructaj epuizant, la stânga, la dreapta,
cântam tot felul de imnuri, se băteau tobele. Era așa un fel de șotron la care participau, pe lângă pionieri și profesorii, totul era de un grotesc extraordinar. Ce nu-mi plăcea atunci erau ședințele alea, sau când se făcea careu mare, nu-mi plăcea și nu mi-aș fi dorit niciodată să am o funcție. Îmi pare bine că n-am perseverat foarte tare în meseria asta de pionier și de activist. Chiar aici, la intrare, țin minte că era o toacă prin care se anunțau intrările și ieșirile din pușcărie. Am fost fascinat de sunetul ăla strident care era și am luat toaca și să mă duc cu ea spre mașină, neștiind gravitatea faptului. Și la mașină abia și-au dat seama că de fapt era toaca de la pușcărie și cu mustrările de cuvință m-am dus-o înapoi, mi-am cerut iertare. Nu-mi amintesc să fi trăit vreun moment înălțător pe atunci, dimpotrivă. Nu mi-aș mai dori să mai revin la ce a fost. Cravata roșie de pionier, dincolo de simbolul glorii sale, reprezenta și o legătură de nezdruncinat între pionier și partid. Iar inelul pe care îl primeai odată cu cravata nu însemna doar un simplu accesoriu care ținea nodul strâns la cravată, ci reprezenta chiar inelul de logodnă între pionier și partid. O logodnă forțată, obligatorie, pe care nu o înțelegeai la vârsta aceea, din păcate o înțelegeai mult mai târziu. Vechi membru PCR, vând carnet de partid din 1946, stare perfectă, copertă de plastic originală, cu secera și ciocanul. Livrare la domiciliu, plata la predare. Am cules acest anunț de pe site-ul unei case de licitații de azi. Revenind însă înainte de 1989, putem spune că valoarea de piață a acestui obiect, oricât de mare ar fi azi, este nimic, inexistent în raport cu valoarea de piață pe care o avea atunci același obiect. Carnetul de partid era legitimația puterii. Carnetul de partid a fost mai întâi de toată o obsesie, pentru că era strâns legat de succesul în carieră. Alicu Paleologu a spus la un moment dat că era ca un fel de legitimație cu care te urcai în tren și călătoreai. Carnetul de partid, pe vremea lui Ceaușescu, era un fel de legitimație a membrului de partid. Cu el putea să avanseze și foarte bine putea să fie și penalizat. În egalitatea susținută propagandistic, membrii PCR erau mai egali decât alții, exact ca în ferma animalelor de Orwell. A fi membru PCR devenise nu o aderare la o ideologie, la niște principii, ci pur și simplu o biată necesitate pentru oricine își dorea un trai decent. Fără un carnet de partid nu puteai accede la niciun fel de funcție, nu aveai niciun fel de posibilitate de a, eu știu, nu de a-ți da un doctorat, dar de a ocupa un post de conducere profesional vorbind, dacă erai un inginer foarte bine pregătit. Nu puteai ajunge șef de secție dacă nu erai membru de partid. Carnetul de partid te avantaja într-un fel. Dacă aveai de obținut ceva prioritar, puteai să obții mai cu multă ușurință față de unul care n-avea carnet de partid. E adevărat că importanța lui a variat în funcție de anii regimului comunist. Cert este că au existat întotdeauna doritori de a avea acest carnet, indiferent de perioadă. La nivelul anului decembrie 1989 existau undeva la 3,8 milioane de membri de partid. Câte ore s-au risipit în ședințe de partid, de UTC, de pionieri. Cu ce rezultat? Cu nimic, pentru că acest sistem nu a promovat niciun fel, în niciun fel valoare. Nu e un secret pentru nimeni, nici acum și nici atunci. Cei mai mulți dintre aceștia au folosit carnetul de membru de partid ca pe o oportunitate. Nu au făcut acest pas din credință. Era singura condiție ca să stai în picioare, să fii membru de partid. Ceaușescu avea nevoie de complicitatea și de asumarea de către toată lumea a unor decizii pe care de fapt le lua singur. Dacă într-o gașcă sunt doar 100 de ticăloși, stai la îndoială dacă să intri. Dacă sunt 4 milioane, zici, n-or fi toți 4 milioane ticăloși. E vorba de ceea ce era considerat că e dat.
că așa trebuie, că asta este regula. Parcă era un fel de nouă Biblie. Înscrierea în partid devenise un lucru de bifat, o banalitate pentru orice cetățean român. Nici partidul însuși nu-și mai făcea iluzii, nu căuta afilierea ideologică. Înscrierea cât mai multor oameni în partid devenise o simplă normă. Și ca orice normă era îndeplinită banal, fără prea multă bătaie de cap, mecanic, automat. Ședințele de partid, cel puțin la finele anilor 80, ajunseseră un fel de piese foarte prost jucate. Niște scenarii golite de conținut, practic. Pentru că ce se întâmpla acolo era, de fapt, doar bifarea unor lucruri deja spuse de către secretarul general al partidului și președintele României, Nicolae Ceaușescu. Toți nu făceau decât să ia cunoștință despre aceste spuse și să le aprobe. Atât. Nu era de crezut. Deci un om mai puțin cu capul pe umeri nu putea să creadă în ideologia lor comunistă. Au fost cazuri când pur și simplu oamenii n-au vrut să se înscrie în partid. Iar valoarea lor profesională îi recomanda pentru acest lucru, partidul având nevoie de astfel de specialiști care refuzau în mod constant să fie membri de partid și în felul acesta pierdeau din start orice posibilitate de a pleca în străinătate pentru a lucra, de a avansa pe posturi mai potrivite de altfel pentru pregătirea lor. Nu erai obligat, în cele mai multe dintre cazuri, să aparții cu totul, politic, cu carnet, cu tot, Partidului Comunist. Pe de altă parte, însă, refuzul putea însemna, în cele mai multe dintre cazuri, pe termen lung, drame, adevărate drame pentru întregi familii. Limita destine, stopa cariere, înghesuia orice valori într-un colț mizer al societății. Cunoscând toate acestea, refuzul putea însemna un adevărat act de eroism. Intrasem la facultate la București și intrasem bine și m-am întors acasă la Constanța și tatăl meu foarte mândru de mine a participat la masa festivă a familiei. Am fost mica vedetă a acelei cine. Pe urmă toată lumea s-a dus în toate părțile și el a dorit să stea de vorbă cu mine și mi-a spus: acum trebuie să te gândești bine. Probabil că ai să fii o studentă bună, dar nu o să-ți folosească la nimic fără să intri în partid. Eu am avut foarte mult de suferit în facultate dintr-un motiv. Am refuzat să intru în partid. Când eram în anul întâi de facultate, mi s-a propus să intru în Partidul Comunist pentru că eram la o facultate socotită politică, Facultatea de Istorie, nu? Și tot timpul ni se spunea, profesori de-ai noștri ne spuneau, unii dintre ei au ajuns foarte puternici după 1989, ne spuneau că noi suntem în primul rând propagandiști ai partidului și abia după aceea ne puteam gândi la cariera de istoric sau profesor sau așa mai departe. Intratul în partid, mai ales în mediile universitare, era un adevărat concurs. Am avut o ceartă îngrozitoare și am spus, nu o să fac niciodată lucrul ăsta. Și de fiecare dată când veneam în vacanță, în anul 1 și în anul 2 și în anul 3 și în anul 4, se relua după masa de seara primei zile de vacanță aceeași discuție. Va veni sfârșitul facultății, spunea tata, și va trebui să iei o repartiție și repartiția ta va fi în urma tuturor și eu îl țineam pe același nu în braț. Am observat că existau disciplină și profesori la care puteam să tocesc oricât, să mă duc foarte bine pregătit la examen, că luam tot 6. De ce? Nu mă înscrisesem în partid. Așa încât am terminat facultatea, s-a făcut o repartiție pe țară cu toți absolvenții de litere din toată țara și cred că eram după media 17-a sau a 18-a, a 19-a și am intrat la repartiție a 70-a sau a 75-a, pentru că la membrilor de partid li se mai adăugau 50 de puncte, celor care se căsătoriseră oportunist la sfârșitul facultății li se mai adăugau 50 de puncte. Dincolo de avantajul pe care reprezenta calitatea de membru de partid la examen, erau acele puncte suplimentare, 50 de puncte,
50 de sutim care se asigurau activiștilor UASCR la repartiție. Și am plecat la țară, la Valea Dacilor, unde, ăsta fiind un sătuc lângă Medgidia, la 6 km de Medgidia, la 35 de km de casa mea. Și tatăl meu a reluat cu răbdare aceleași discuții. Te vei duce la școală acolo și nu va conta cât ești de bună profesional, nu va conta cât ai învățat în București, te vei deprofesionaliza, te vei plafona, șeful tău cel mai mare va fi brigadierul de la CAP care este secretar de partid și s-a dus toată posibilitatea ta de a realiza ce ai vrut să faci în viața ta, și anume să fii scriitoare și ziarist. Taică-meu era locotenent colonel de armată, membru de partid și așa mai departe. Păi și el, cu funcția lui, cu rangul lui, își pierdea orele la cozi. A făcut economie o viață întreagă ca să cumpere ce? O Dacie. Când mâncam parizer, în anii 80, copil fiind, era o fericire. Dacă asta era fericirea pe care o proclama ideologia comunistă, nu vă dați seama că deja era golită de conținut și că trăiam, de fapt, într-o schizofrenie colectivă. Și într-o zi, o rudă de la București, care lucra în radio, îmi dă un telefon și îmi spune deschid o secție de radio la Constanța, mă cunoștea, bineînțeles, deschid o secție de radio la Constanța și am să te iau acolo la secția de cultură. Ai să faci treabă foarte bună la secția de cultură. Și mi s-a părut că am ieșit în fine din groapa în care eram îngropată de vie de 10 ani. I-am spus soțului meu, foarte fericită, uite ce mi-a spus Mihai, face post de radio la Constanța, etc., etc. Și după o oră, Mihai mă sună și îmi spune, am uitat să te întreb, sper că ești membru de partid, nu poți să te iau la radio. Și am spus lui Mihai, nu sunt membru de partid, dar până mâine dimineață cărnitul la Constanța o să fiu. M-am dus și am cumpărat 2 litri de coniac și m-am dus la brigadierul de la CAP, i-am dat acești 2 litri de coniac și m-a făcut membru de partid. Până în toamnă, postul de radio de la Constanța, nu numai că nu s-a făcut, dar Ceaușescu a desființat toate radiourile teritoriale. Eu am rămas profesoară la Valea Dacilor cu amenințarea că voi deveni directoare și că îmi fac mutații acolo și acolo voi muri până la sfârșitul vieții, și atunci mi-am dat demisia și am devenit suplinitoare pentru ca să nu-mi facă mutație pe Valea Dacilor. Profilul membrului de partid nu este tipic. În Partidul Comunist Român au existat și ticăloși și oameni de treabă. Carnetul de partid a fost, deci, un obiect de șantaj, iar 22 decembrie 89 a fost eliberarea. Într-o societate democratică în care valoarea individuală, profesională, calitățile tale personale contează cel mai mult, diplomele, e greu de înțeles asemenea lucruri. Atunci însă carnetul de partid stătea la baza oricărui succes personal, profesional, nu se putea fără el. Astăzi a ajuns un simplu obiect de tranzacție pe site, pe internet. Caretul de partid își ascunde valoarea lui reală sub acest preț de tranzacție. Înainte de 89 însă, plăteai ca să-l ai, dar plăteai și mai mult dacă îl refuzai. Multora dintre tinerii de azi cred că le vine greu să înțeleagă cum de nu au fost revolte în perioada aceea, cum un grup restrâns de oameni au putut să stăpânească un întreg popor. Dincolo de orice explicație, una mi se pare concludentă, manipularea ideologică. În momentul în care toate formele de manifestare din jurul tău devin mod perfid, insidioase moduri de manipulare, în clipa în care nu tot ceea ce vezi, ceea ce trăiești, chiar și ceea ce mănânci devine comunism, e greu să construiești o mentalitate colectivă și să provoci căderea sistemului. Orice ideologie vehiculează o sumă de instrumente și, în general, apelează și se străduiește să facă din formele de limbaj artistic, să facă instituții de propagandă. Ideologia era un substitut de cunoaștere și voia să fie și un substitut de realitate.
Comunismul a fost mult mai perfid, mult mai pervers decât știam noi dinăuntru lui și decât pare la o privire superficială. El a mers pe un scenariu, și nu spun nicio noutate, se știe foarte bine acest lucru, pe un scenariu de tip teologic, pe un scenariu de tip mistic. Ca să vorbim despre ideologie în perioada comunistă, ar trebui să spunem un pic despre ideologia care a stat la baza comunismului, și anume marxist-leninismul. Marxist-leninismul era, dacă vreți, o filozofie care aduna așa de prin economia politică engleză, din socialismul francez, din filozofia germană anumite idei și adunându-le încerca să construiască o filozofie care, spuneau adepții, rezolva problemele societății. Eu știam ce înseamnă cuvântul ideologie și nu m-am speriat de el pentru că îi cunoșteam sensurile de specialitate. Din acest motiv, pe mine nu m-a speriat în comunism cuvântul ideologie și nici după, ci m-a speriat deturnarea ordinară a întregii formule și a întregii idei de ideologie cu ocazia asta. Toate problemele societății care existau la ora aceea puteau fi rezolvate prin marxist-leninism. Dar nu trebuie să uităm un lucru, că acolo ideologia nu era proiecția imaginii oamenilor despre o societate mai bună, ci era proiecția partidului despre felul în care sunt siliți oamenii să trăiască pentru ca societatea să fie mai bună pentru ea însăși. Ideologia era Biblia. Era Biblia în cadrul societății comuniste. Era un comunism care își distribuise și în ceea ce privește simbolurile, funcțiunile în zona puterii. În perioada lui Ceaușescu, persoana se substituie sistemului. El devine agentul și beneficiarul unic al sistemului și a întregului eșafodaj pe care sistemul l-a creat și prin care sistemul se susține. Pentru cei care au trăit perioada, tablourile cu Nicolae Ceaușescu și în ultima perioadă împreună cu consoarta sa erau nelipsite din orice decor. Dincolo de fotografii însă, unele dintre ele prilej de amuzament, chiar de bancuri, din cauza retușurilor primite spre a asigura o cât mai impozantă apariție a lui Nicolae Ceaușescu, se crease o adevărată competiție între artiștii plastici în a zugrăvi, a picta cât mai spectaculos, mai inventiv, mai creativ, noua epocă glorioasă pe care o trăiam. Tablourile dispăreau sau apăreau în funcție de execuțiile care aveau loc în interiorul partidului. După 1965, aceste tablouri au dispărut. A existat un singur tablou care reproducea imaginea conducătorului statului și partidului. Toată iconografia oficială comunistă e marcată peste tot, nu numai în istoria noastră comunistă românească, ci peste tot, în toate țările comuniste, de portretistică, de portretistica liderilor, a conducătorilor. Mi-amintesc că atunci când eram elevă de liceu, erau membrii biroului executiv al Comitetului Central pe pereți, toți. După care, tendința a început din 1971, după care a fost complet manifestă, a mai rămas un singur tablou pe pereți, cel al lui Ceaușescu. Sigur, și aici cu discuții în legătură cu postura sa, pentru că lumea făcea bancuri în continuu și avea o poză tip semiprofil, în care apărea o singură ureche și se vorbea despre portretul într-o ureche și Ceaușescu într-o ureche, fapt pentru care a venit ordin să fie schimbate toate tablourile cu Ceaușescu cu două urechi, deci din față. Deci în atmosfera asta cineva a făcut un banc despre, s-au luat în râs faptul că în portretul oficial, care era dintr-o parte, să zicem așa sau așa, se vedea o singură ureche. Urechea cealaltă era în spate. Absolut normal. Da, dar atunci lumea a început să râdă, uite, Ceaușescu într-o ureche.
Nu fără legătură, evident, cu faptul că regimul o lua razna și paranoia liderului Maxim era tot mai accentuată, manifestată în diverse forme aberante, și atunci să spui că e individul într-o ureche avea sens. Bineînțeles că cele mai prețioase tablouri erau ale celor doi lideri, Nicolae și Elena. Dar, pentru că arta, fie și între ghilimele, nu se putea limita numai la două portrete, trebuia să fie diversă, a apărut muncitorul în fabrici, agricultorul pe ogoare în fața uriașelor combine, iar aceste imagini nu mai apăreau doar pe pânză, apăreau pe fațadele blocurilor, pe panouri stradale și așa mai departe. Artiștii au făcut parte din această categorie. Erau într-un fel înainte mergătorii sistemului, pentru că trebuie înțeles un lucru foarte, foarte important. Orice schimbare de sistem începe cu simbolistica și se termină cu simbolistica. Liderul comunist este în același timp și conducătorul statului și este și farul ideologic. De la el pleacă totul. Era în genere numit geniu carpaților, erou național, erou între eroii neamului, mă rog, figură ilustră a politicii mondiale, etc., etc. Deci existau, cred că, adevărate secții de propagandă ale Comitetului Central care născoceau epitete care să îi omagieze, întărească semnificația unei nulități, de altfel, pentru noi, pentru toți. Ceaușescu și poporul, patria și tricolorul, Ceaușescu reales la al 14-lea congres, stima noastră și mândria, Ceaușescu, etc. Aceste manifestări propagandistice, gigantice, ascundeau în spatele butaforiei lor o muncă titanică, a mii și mii de oameni care luau salarii, munceau, nu dormeau noaptea, ca totul să fie perfect, deși azi sunt absolut ridicole și ne strânesc cel mult un zâmbet amar. Lozincile erau și ele scrise de cineva deștept, să zicem, sau, mă rog, cineva pe care îl ducea capul, pentru că lozincile nu erau pur și simplu niște lozinci, ca și cum a merge astăzi pe stadion și ne vin în cap câteva cuvinte și vrem să le strigăm. Comunismul n-a fost niciodată adaptat televiziunii, spre exemplu, un mijloc de propagandă, de comunicare relativ nou, care apare după anii 50 și care se dezvoltă în strânsă legătură cu capitalismul american. Erau grupate pe categorii în funcție de evenimentele care aveau loc. Erau lozinci speciale pentru congresele Partidului Comunist, erau lozinci speciale pentru manifestările de 23 august sau de 1 mai. Erau lozinci speciale pentru vizitele pe care familia Ceaușescu le făcea în anumite obiective industriale. Ideologia comunistă nu se mulțumea însă numai cu tablouri și cu lozinci. Era nevoie de o diversificare a instrumentelor propagandistice, un fel de așa zisă artă. Iar cărțile și filmele reprezentau un instrument foarte eficace în implementarea ideologiei comuniste pe termen lung, deși derizoriul acestui demers este cât se poate de evident astăzi. Pe de altă parte, cinematograful a jucat un rol central, atât în comunism, cât și în național-socialism. În comunismul românesc, documentarele, inspirate din cele sovietice, trebuiau să dovedească superioritatea ideologiei comuniste. Să prezinte, spre exemplu, omul nou în toate înfățișările sale, omul muncii. Să prezinte eroul muncii socialiste care depășește toate dificultățile umane, dar mai ales naturale, care se luptă cu natura. Erau multe tipuri de cărți ideologice în comunism. Depinde și ce înțelegem prin cărți ideologice. Erau, în primul rând, cărțile oficiale. La fiecare congres ni se spunea câtă distanță în timp mai avem până la raiul pe pământ. Și era un contrast atât de izbitor între felul în care ne simțeam noi viața și sensul într-o asemenea lume și felul în care ea era concepută propagandistic, încât, credeți-mă, eu mă mir și acum că am mai ieșit câte cât întregi la minte dintr-o lume care era radical schizofrenică. Și a fost așa de aproape 50 de ani.
În principiu, nimic nu e nou în tehnica manipulării și alte perioade istorice s-au folosit în manipulare de artă. Ceea ce diferă însă, față de alte perioade ale istoriei, în comunismul românesc, acest lucru s-a făcut masiv, după un program coerent și la toate nivelurile, timp de aproape jumătate de secol. Două nume, Gheorghe Pintilie și Iulian Vlad. Primul, zis Pantiușa, este creatorul de facto al securității alături de Mazuru și de Nikolski. Cu cel de-al doilea însă, Iulian Vlad, se termină, cel puțin oficial, povestea acestei instituții. Între cele două nume însă a fost o perioadă, poate cea mai neagră din istoria poporului român. Și anume, istoria unei țări întregi, ocupată și controlată până în cel mai mic amănunt, prin cel mai perfid și monstruos instrument al terorii, care a fost securitatea. Fără doar și poate, securitatea a folosit ca principal instrument, la nivel psihologic, frica, pentru a ține sub control întreaga societate românească. Când vorbim despre securitate, este în amintirea noastră exact acest sentiment, frica. Nu știu cum au reușit să creeze, să inculce această frică, dar această frică era mare și generalizată. De mici copii am fost învățați în regimul totalitar să avem o dublă viață. Una cea de acasă, în care puteam vorbi deschis, alta cea din public, când trebuia să ascundem ce se vorbește în casă, în contra regimului de atunci. Mie personal nu mi-a fost frică de securitate, pentru că în anii care pentru mine au fost foarte semnificativi, viața nu mi se părea chiar atât de interesantă încât să merite trăită și, în orice caz, nu în orice grad de umilire. Pornind de 1948 cu aproximativ 3500 de angajați, securitatea a crescut direct proporțional cu nevoia de a controla întreaga societate. Așa că în 1989 avea numai puțin de 15.000 de angajați. Dar frica nu putea fi întreținută doar cu acești angajați, chiar dacă erau enorm de mulți. Era nevoie de un întreg sistem piramidal, așa că în 1989 baza acestei piramide avea aproximativ 4 milioane de informatori. Nu reușesc să-mi explic în ce fel reușeau să fie atât de prezenți și nu amintirile noastre de atunci mă fac să spun lucrul acesta. Realmente simțeam prezența lor în permanență. Încă de la grădiniță copiii deveneau conștienți că există un pericol, că anumite lucruri nu trebuie spuse în afară. Iar temerea era aceea că securitatea va afla. Securitatea nu era văzută. Eu, de exemplu, n-am știut cum arată un securist până la căderea comunismului. Știam că există, știam că sunt, știau că sunt printre noi și că mulți dintre colegii mei dădeau informații. Exista la nivelul securității o direcție care practic se ocupa cu acest lucru, care se numea exact așa, dezinformare, având inițiala D de la acest cuvânt, dezinformare, și care ne făcea pe noi românii să credem că securitatea este un aparat imens, că din trei români care se adună într-un loc public, unul sigur e informator sau ofițer de securitate, astfel încât suntem controlați permanent. Dezinformare, zvonuri, priviri furișe către cel de lângă tine, te simțeai pândit de peste tot. Nu îndrăzneai să mai vorbești nici măcar cu propriul tău copil. Pe scurt, o paranoia națională. Ce poate fi mai eficient decât să introduci neîncrederea între toți oamenii? Neîncrederea înseamnă tăcere, iar tăcerea înseamnă, în strategia comunistă, liniște. O liniște supusă, o liniște tristă, dar extrem de confortabilă pentru cei aflați în vârful piramidei. Securitatea a mers ca unsă din acest punct de vedere. E adevărat, a dat kicks de foarte multe ori în ceea ce privește operațiunile externe. Dar dacă ne referim la teroarea
pe care trebuia să o pună în scenă în interiorul țării, nu avem ce să le reproșăm. Ceea ce reușeau securiștii erau să inducă frica, în primul rând, prin exemple, prin zvonuri. Aveau instrumente de control psihologice foarte bine puse la punct, împrumutate de la NKVD și mai târziu de la KGB, cei care au inspirat până la urmă întreaga politică a securității. Acum stau și mă întreb, cum reușeau să ne creeze această impresie că sunt peste tot, că sunt în casele noastre, că sunt cu microfoanele peste tot, că sunt pe urmele noastre peste tot, că știu tot ce facem. Frica de securitate era ceva foarte palpabil. Începea dimineața când te trezești și te uitai pe geam, cazul familiei mele, de pildă, profesori amândoi, și descoperai o mașină neagră cu o antenă foarte lungă. Nu era acolo ca să aducă pâine sau iaurturi pentru pensionar, ci era ca să-l supravegheze pe tatăl meu. Frica poate fi creată și prin obiecte, nu doar prin oameni și acțiuni directe. Celebrele mașini negre ale securității sau jeepurile în care erau arestați oamenii în anii 50, ele însele creau frica, obiectele. E un obiect, după părerea mea, care reușea și participa la acest efort comun al regimului comunist de a ne domina pe noi prin frică. Sentimentul acesta că securitatea era omniprezentă, într-adevăr, ni s-a inculcat în vremea lui Ceaușescu și sentimentul că știau mai mult decât știau ei în realitate. Era extraordinar de discretă și totodată permanent prezentă. Frica de a asculta Europa Liberă era frica de securitate și frica de vecinii care ar fi putut să transmită securității că cineva face acest exercițiu minimal. Securitatea, care în perioada de jistă a produs mulțimi de victime ale anchetelor, ale temnițelor politice a canalului, a fost la fel de atentă, de agresivă și în perioada ceaușistă, împotriva oricărei mișcări, oricărei ieșiri din front. Iar controlul se producea, firește, prin contactul direct. Primul contact cu securitatea l-am avut, de care știu eu, a fost în 1981, când am fost luat de la locul meu de muncă, era șantierul naval din Orșova, cu sirenele, la securitate. Nu știam pentru ce, am aflat ulterior că am fost turnat de o rudă pentru a mă împiedica să plec peste graniță. Nu aveam de gând în acel moment să plec peste graniță, dar eram în relații de amiciție cu o fată care avea actele depuse pentru plecare definitivă în Germania. Deși am primit avertizări și amenințări, vă spun singura care m-a speriat la un moment dat a fost referitoare la propriul meu copil. Atunci, într-adevăr, m-am întrebat dacă sunt sau nu o mamă responsabilă. Aproape că au făcut o științific, aș putea spune. Astăzi, în percepția publică, securistul ne apare ca o brută, ca o fiară lipsită de inteligență, de decență chiar. Asta și pentru că au fost mediatizate excesiv câteva specimene de acest gen. În mare parte și adevărat, dar pentru exercitarea terorii, a controlului absolut, era nevoie și de inteligență, de perversitate. Așa că portretul real al securistului ar trebui puțin nuanțat. În anii 50, ofițerul de securitate era o brută prin definiția lui. Nu avea școală, deci era lipsit de orice educație. Nu mai spun că nu cunoștea nicio limbă străină, iar cei care lucrau în departamentul de informații externe habar n-aveau ce era munca de informații și ce însemna spionajul. Erau angajați în securitate tocmai pentru că erau brute, pentru că erau pregătiți să îndeplinească ordinul la comandă, să împuște, să tortureze oamenii fără să stea pe gânduri. Apoi, anii 70-80, ofițerul de securitate este mai spălat. Este educat, termină o facultate, de obicei. Nu exista o regulă, dar erau foarte mulți ofițeri de securitate care proveneau din facultățile umaniste. Anchetatorii securității știau să cultive două tipuri de discurs, dar foarte bine. Profesionist o făceau pentru că erau pregătiți pentru asta. Era tipul clasic, anchetatorul bun și anchetatorul rău. A apărut ofițerul de securitate de tip nou, modern, român prin excelență.
care nu doar că era școlit, dar era și un pic inteligent. Era, știa să fie șmecher, știa să fie glumeț, fiind pregătit să folosească orice tip de discurs care credea el că ți se potrivește pentru a se apropia de tine. Se explica că totuși există considerente patriotice mai presus poate chiar de înțelegerea ta, pentru care trebuie să-i slujești, pentru care trebuie să te potolești dacă ai făcut ceva rău. Și anchetatorul rău care spunea, dacă nu o faci, te băgăm la închisoare sau deja te luau din închisoare și te prelucrau cu mijloace violente, ca să devii informator, să devii sursă. Era pregătit să vorbească despre sentimentele patriotice pe care trebuie să le ai. Era de asemenea inspirat încât să-ți spună ce avantaje poți obține dacă vei colabora cu securitatea, dar era destul de viclean și perfid încât să te oblige la un moment dat să colaborezi cu securitatea în condițiile în care existau elemente compromițătoare în viața ta cu care puteai fi șantajat. Mulți dintre nostalgicii comunismului exonerează securitatea de orice vină, folosind ca argument un fel de îmblânzire a sa în perioada ceaușistă, chiar un fel de patriotism. Oare așa să fie? Nu cumva era nevoie de o modernizare, de o adaptare la necesități? Dacă în prima parte a comunismului era nevoie, probabil, de o teroare reală, activă, fizică, până la exterminarea fizică, în a doua parte a sa însă, când capacitatea criminală a securității era perfect cunoscută de toată lumea, era nevoie, probabil, de o bună gestionare a fricii. Restul vine de la sine. În unele situații, angajamentul de colaborare era impus de genul ești împotriva sau de partea ordinii de stat și de partid. Cum poate un singur om să aibă în jurul lui 80 de informatori dacă toți informatorii erau 400.000? Frica a fost utilizată ca sindrom și administrată ca sindrom. Securitatea ne-a injectat cu frică în toată acea perioadă comunistă. În primul rând am recunoscut față de prieteni de anturajul din perioada aia care mi-au fost întrebările puse prima dată, cine sunt cei vizați prin mine. Și i-am întrebat ce să fac. Mă anchetează ăștia, ce să fac? Îmi propun să semnez angajamentul sau nu? Alege, pușcărie sau semnează și vezi după aia cum te fofilezi. Frica nu însemna însă numai resemnare. Frica obliga uneori, în cazuri extreme, bineînțeles, și, mult mai condamnabil, în cazuri de oportunitate, obliga la compromis. Iar compromisul era scopul final al regimului. Înțeleg oamenii care au făcut astfel de compromisuri. Înțeleg. Pe mulți dintre ei înțeleg cu adevărat. Unii au fost într-adevăr dramatic șantajați și știu cazuri de genul ăsta. Am avut și eu, printre prieteni și colegi, situații de genul acesta. Sunt însă două lucruri care nu îmi plac deloc. S-o fi făcut pe marele anticomunist în perioada de tranziție în condițiile astea, pe marele nufăr și erou al perioadei comuniste, să fii considerat că ai fost un fel de dizident și să nu-ți avertizezi deloc în niciun fel prietenii că faci note despre ei. Asta mi se pare foarte greu de iertat. Nu există o istorie a securității, fie și oricât de amplă, ci există o sumedenie de istorii personale, din păcate ale unor vieți distruse, curmate, zdrobite, până la dispariția fizică. E de neînțeles cum acest instrument numit frică a izbutit să intre în sufletele tuturor, în destinele tuturor, în cotidianul tuturor. Această industrie a fricii a izbutit, practic, să închidă un întreg popor. Și nu în spatele unor gratii, ci în spatele unor gratii invizibile, care te făceau să-ți controlezi fiecare gest, fiecare cuvânt, scris sau vorbit, fiecare acțiune. Asta a fost securitatea. Remarcabil.
dincolo de controlul strict prin instrumente de propagare a fricii, prin adâncirea populației în sărăcie, comunismul a venit cu o serie de modificări legislative absolut monstruoase, încercând să controleze până și relațiile cele mai intime între un bărbat și o femeie, atacând în felul acesta ultima redută, dacă vreți, a libertății personale, sexualitatea. Este o perioadă de care nici nu vreau să-mi amintesc. A fost cea mai groaznică din viața mea. Mi-aș dori celei mai mari dușmanci ale mele să treacă prin experiențele pe care le-am trecut. Constrângerea femeii și atentatul la intimitatea ei cea mai intimă și la libertatea ei cea mai intimă, aceea de a opta dacă vrea sau nu vrea să fie mamă, începe foarte, foarte, foarte devreme. Generația mea, care a fost generația tânără a deceniului 8, era dominată de frica de sex. Frica de sex, o sintagmă care a avut tot felul de interpretări și de forme în perioada comunistă. Un simplu număr, 770. O simplă dată, 29 septembrie 1966. Un decret care muta avortul în rândul infracțiunilor, pedepsindu-l cu închisoarea de la 1 la 3 ani. Și o altă galerie de drame, de destine contorsionate, de povești cutremurătoare. Greu de povestit. Condiția femeii înainte de 89 era una de extrem de complicată, care avea tot felul de atribute, unele feminine, altele mai puțin, dar din care lipsea cel al sexualității. Trebuia să fii tot timpul cu inima strânsă, că oricând poți avea o sarcină pe care nu ți-o dorești. În 66 s-a impus restricția asupra avorturilor și o presiune psihologică, o presiune foarte puternică cu amprentă politică asupra vieții intime a omului. Veneam de la țară, de la peste 400 de kilometri de București. Am venit atât de cu minte, de naivă și de nesigură pe mine în București. Eram dezorientată complet. M-am bucurat atât de mult că am intrat la facultate. Din punctul nostru de vedere, partea erotică, partea sexuală a vieții, era mai degrabă ca femeie un obiect de spaimă. Din punctul meu de vedere, aceasta este cea mai mare crimă a regimului Ceaușescu. Eram drăguță, arătam bine și mulți băieți îmi făceau curte, mai ales în practica agricolă, când am început facultatea. Când spun maternitate forțată, nu înseamnă că suntem o generație patologică, care n-a vrut să aibă copii sau care n-a iubit copii, ci o generație care se subsuma cumva ideii că viitorul este ceva mic și negru care bate la ușă și dacă al nostru arăta așa, parcă nu voiam să aducem copii într-o lume de felul acesta. Am reușit să mă împrietenez cu un băiat și n-am știut să mă protejez, pur și simplu am văzut că îmi întârzie ciclu. Fete tinere la 24-28 de ani își pierdeau viața pentru că nu erau pregătite pentru a da naștere unui copil. Am avut într-o zi un accident. Mi-a prins piciorul într-o mașină între scară și ușă. Și de emoții, pur și simplu, am avut hemoragie și la picior și mi-a venit și hemoragie. Într-o asemenea societate și într-o asemenea lipsă de informații, soluțiile nu puteau fi decât ilegale. Femeile erau silite, n-aveau altă soluție decât să se dea pe mâna felcerilor, a moașelor, a veterinarilor chiar. Oricine era bun dacă îi scăpa de sarcina nedorită. M-am trezit la spital,
Doctorița mi-a spus că sunt însărcinată. Am fost atât de șocată că nu venea să cred. Eram speriată, eram îngrozită. Nu știam cum să procedez, cui să-i spun. Nu aveam decât un frate în București. Dar cum să vorbesc eu cu un frate, niște probleme atât de intime. Ceea ce era însă mult mai divers erau practicile de avort. Ele au existat întotdeauna, chiar și atunci când avortul a fost permis până în 66, dar sigur că au devenit un fel de alfabet, un fel de abecedar al femeii tinere. M-am interesat de la niște persoane și am aflat că este o femeie care se ocupă de avorturi spontane. Multe femei ajungeau chiar să încerce să-și provoace singure avortul. În multe cazuri ajungeai pe mâna unor persoane neprofesioniste ca să poți să scapi de această sarcină nedorită. Am făcut un avort spontan îngrozitor printr-o sondă rudimentară la o femeie prin militari. În două zile m-am trezit cu o febră îngrozitoare, stăteam la gazdă, am intrat în comă pur și simplu. Gazda era îngrozită, era o femeie credincioasă, era bună, m-a înțeles, și-a dat seama prin ce trec. Se ruga la capul meu să-mi revin, să nu vină poliția peste ea, să nu mor, să nu se trezească cu anchetă la ușă, că ea nu era vinovată cu nimic, eu am făcut totul de capul meu. Clasic la oraș erau sondele. Sondele acestea le practicau mai ales asistente medicale care își asumau acest risc, dar și acest câștig exista. Deci se creează imediat și într-o economie atât de controlată ca aceea, apărea imediat o piață. O piață, să zic, liberă, dar o piață neagră. A dat Dumnezeu să mă trezesc a doua zi dimineața și să mă ia la spital cu o mașină unei rude. M-a lăsat. Am intrat cu ea la o doctoriță, m-a consultat, s-a purtat groaznic cu mine. Toate însemnau o traumatizare a corpului, care era silit să expulzeze sarcina în diverse feluri. Parcă eram un animal la tăiere, nici nu știam cum să reacționez. Un curetaj nu se putea face decât când era anunțată telefonic poliția că este o femeie în stare de șoc, hemoragic sau... Situația respectivă impunea curetajul. Și am avut și ghinionul că în spital erau foarte multe controle în general, dar atunci, în dimineața aceea, venise o comisie de procurori care făceau controle la sânge în fiecare salon, fiecare fată, în ce condiții își făcea avortul, dacă era natural, dacă se provocase cu ceva. Sosea procurorul în cabinetul medicului ginecolog în care trebuia să se facă intervenția și înainte se proceda la un interogatoriu al femeii care pierduse mult sânge, care era în faza, în pragul septicemiei, care era în pericol de moarte și dacă nu mărturisea ce a făcut pentru ca să refuze maternitatea, pentru ca să nu păstreze sarcina și eventual cine a ajutat-o să facă lucrul ăla, doctorul respectiv nu făcea intervenția. Nu am fost lăsată în pace până nu am declarat persoana ce mi-a provocat rudimentar avortul spontan. Am fost amenințată că sunt dat afară din facultate dacă nu spun cine este persoana care se ocupă de lucruri din astea. Gazda mea a fost și ea penalizată și a primit o amendă că s-a ocupat și a fost complicea mea în toată problema cu avortul. Era foarte, foarte valabil acest lucru și atunci când se întâmpla accidentul cel mai frecvent în timpul avortului, adică perforația de uter,
Și când se declanșa o hemoragie care de obicei nu mai putea fi rezolvată decât în condiții de spital și foarte des prin operația care scotea uterul prin histerectomie. Din cauza că aveam o infecție foarte mare, au trebuit să-mi facă chiuretaj în final, dar am intrat într-o anchetă de care am scăpat foarte greu. Au fost medici care au ignorat obligația de a telefona la procuratură și de a-l chema pe procuror și atunci ei au suportat consecințe, dar au fost și medici care s-au conformat. Milițienii au cerut o sumă frumoșică cu care pe vremea aceea puteai să dai, eu știu, avansul unei daci, să-ți cumperi, dar nu mai contează. Problemele sunt de ordin psihic, tot ce a fost de ordin material nu mai conta. A rămas o traumă care nu o să treacă toată viața. Interzicerea avortului poate părea azi o simplă măsură controversată privită prin prisma diversității de opinii de azi din întreaga lume. Atunci însă, în perioada comunistă, să nu uităm, nu existau absolut deloc măsuri contraceptive, medicamente contraceptive, iar educația sexuală lipsea cu desăvârșire și în programele școlare și în întreaga societate. E vorba de oameni tineri care își încep viața sexuală, e vorba de oameni care au deja copii și nu mai vor și așa mai departe. E vorba de o grămadă de relații, că întotdeauna a existat la noi și o viață destul de liberă, să spunem. Existau și cupluri care aveau mai mult sau mai puțin o anume ilegalitate și toată această lume se confrunta cu pericolul sarcinii. Părinților le era jenă să mă învețe probleme elementare despre ciclu, nu despre viața sexuală sau despre protecția de a face un copil. Anticoncepționalele orale au apărut mult mai târziu. Repet, nu erau accesibile decât dacă aveai. Trebuia să ai bani pentru ele și bani pentru ele nu doar luna asta, nu doar jumătate de an, ci de presupus ani și ani de zile. Măsurile care priveau pur și simplu igiena relațiilor sexuale, cum ar fi prezervativul, nu erau admise. Doamne, cât regretam că n-am știut de unde să iau pastile, să cunosc perioadele de ciclu. Pur și simplu lucrurile astea esențiale m-au făcut să ajung într-o situație de care toată viața mi-a fost rușine și groază. Orice contraceptiv posibil era procurabil numai de la contrabandă și fără nicio recomandare medicală. Sigur că sexul implica un risc foarte serios. Teama pe care fiecare femeie o avea de sarcină și de urmările acesteia ducea la o scădere și mai importantă a vieții sexuale, a sexualității. Fără o informare din afară, nu exista nicio posibilitate, foarte puține cărți, exista câte ceva, dar foarte puține informație, mai ales cea care interesa și care era cum să scap de o sarcină. Comunismul, prin măsurile sale aberante, precum interzicerea avortului, a reușit să creeze o generație întreagă de copii nedoriți, se numeau decreței, o generație întreagă de mame care au născut cu procurorul lângă ele. Implicațiile pe termen lung, implicațiile psihologice sunt de necalculat, iar cele imediate sunt și ele o pagină neagră acestei perioade roșii. Am un copil, sunt foarte fericită că îl am, dar primele mele reacții în primele luni au fost o spaimă teribilă, că nu știu ce se va întâmpla cu el, ce fel de viață va avea în lumea aceea și că de fapt comit un act irresponsabil. Și acum mă gândeam la cei care au putut pleca în alte țări, unde își puteau alege în momentul când să aibă copii și mă bazez pe mărturii și pe confesiuni.
Multă vreme a trebuit să treacă până când să nu se sperie de ideea că vă așteaptă un copil. În spital au venit, au fost cazuri enorm de multe când femeile și-au pierdut viața pentru că n-au vrut încă o sarcină. N-au vrut încă un copil căruia nu puteai să-i oferi mare lucru. Să ne gândim la numărul morților, ale femeilor moarte, la numărul celor mutilate, la cei care au făcut închisoare, au fost torturați pentru asta, fiindcă practicau avorturile. Asta a fost o perioadă de care pur și simplu regimul respectiv nici nu i-a păsat nici de condiția femeii, nici de copii, nici de nimic. A fost o mizerie, numai. La început a fost un decret cu un număr aferent lui. Ceea ce a urmat însă nu se mai calculează în cifre, ci în monstruoasa indiferență a conducătorilor unui regim față de poporul pe care, cel puțin așa pretindeau ei, îl reprezentau. Interzicerea avorturilor a însemnat o monstruoasă provocare pentru mamă și pentru familie în general. Și asta cu atât mai cinic, cu cât totul se făcea în numele unei creșteri demografice de care nu poporul avea nevoie, ci chiar partidul însuși. În fond, nu-i nimic neobișnuit să te așezi la o coadă pentru a-ți cumpăra niște produse de care ai nevoie. Se întâmplă și azi în marile magazine. În comunism însă, a sta la coadă era simbolul luptei pentru supraviețuire. Cozile erau atât de lungi, atât de mari, durau atât de mult, încât unii mureau la coadă. Se schimbau telefoane, se făceau cunoștințe. De multe ori nici nu știai de ce te așezi la coadă. Totul era că se dădea ceva. Orice se dădea era bun la ceva. Stăteam cel puțin o jumătate de zi, trei sferturi și chiar ziua toată o stăteai la rând și de multe ori n-apucai nimic. Trebuia să ai o doză așa de răbdare, să te detașezi de toate problemele ca să reziști confruntărilor la aceste cozi. Cozile la alimente și la produse în general, dar în special la alimente, reprezentau un element definitoriu al societății comuniste. Pentru orice. Pentru orice. Pentru cafea. Pentru, în sfârșit, pentru ciolan de porc, dacă îl găseam, pentru făină, pentru orez, pentru, în sfârșit, pentru ulei, pentru toate stăteam la coadă, stăteam la coadă ore întregi. Și de atâtea ori cât am stat, v-am spus o jumătate de oață, n-am văzut, domnule, la rând, niciodată un securist sau un om, un secretar de partid, oameni de ăștia sus pușai lor, n-am văzut niciodată la rând, să știți, erau tot oameni ca mine. Alimentația rațională era un concept care de fapt ascundea foametea generalizată. Și atunci din nou a venit epoca, nu-i așa, a cartelelor, de la cartelele pentru zahăr și pentru ulei la început, la finalul anilor 80, chiar și pentru alte alimente de bază, carnea, ba chiar și pâinea era pe cartelă. Și totul de grija noastră, nu cumva să mâncăm prea mult. Sigur, existau clienți speciali care în spatele magazinelor primeau absolut orice și în orice cantitate, dar erau chiar rețele de magazine pentru clienții sistemului. Angajații sistemului primeau chiar pe comandă acasă și cu prețuri cu 30-40% mai mici tot ce își doreau. Și totul de grija noastră. Nu cumva să mâncăm prea mult. Coada a cunoscut două etape de evoluție în România. Prima imediat după al doilea război mondial, care a continuat în prima etapă comunistă, aproape până la sfârșitul epocii deci. Cartela era definitorie, raționalizarea era regula. Numai membrii elitei de partid aveau acces la magazinele specializate. Membrii elitei de partid care sărbătoreau chiar aici, în această clădire, care era Muzeul Partidului Comunist Român în perioada comunistă, cu Muzeul Țăranului Român, sărbătoreau regimul și obligau tineretul să se împărtășească din valorile lor. Potentații zilei niciodată nu stăteau la rând. Nici secretarii de partid, nici cei în posturi importante,
nici gestionare, nici responsabili de cantină, ăștia nu-i vedeai la rânduri. Trebuie să vă gândiți că eram toți pândaci, respectiv. Eu nu mi-amintesc și mi-amintesc că mulți ani după aceea aveam reflexul condiționat să am întotdeauna la mine multe plase. După principiu, poate când ies de la liceu, poate când, mă rog, mă duc dintr-un loc într-altul, găsesc o coadă la care s-a băgat sau s-a dat, ca să erau expresiile, s-a dat ceva. Plecam pe dimineață, uneori la 5 și chiar câteodată și la 4, dacă era ziua mare și se luminează de vreme, știți, când e vara. Și stăteam, în cel mai fericit caz, o jumătate de zi. Și de multe ori n-apucam. Cea mai mare problemă pentru ultimul venit la coadă era dacă va mai apuca ceva. Pentru că jumătate dintre cei care se așezau și stăteau ore în șir la coadă era că plecau acasă cu mâinile goale, fără să apuce nimic. Niciodată nu puteai să-ți permiți să calculezi că poți să faci o treabă după ce ai petrecut 2 ore la această coadă. 3 ore, 4 ore. Și cea mai tristă amintire pe care o am a fost noaptea cu tremurului, când eu veneam la ora 9 fără 10 și cu tremurul, dacă mi-aduc aminte, a fost la 9 și 10, fericită că am stat de 2 ori la coadă, 4 ore, și am luat 2 kg de carne. Dar coada nu apărea în momentul în care se primea marfă. Coada apărea înainte. Pentru că zvonul era un alt element care producea formarea cozii. Când se afla în cartier că urmează a se primi la alimentarea ouă, lapte, carne sau alte produse pe care românii nu le mai vedeau la liber de mult, bineînțeles că toată lumea alerga la acea alimentară pentru a prinde un loc în față, astfel încât să cumpere cât mai repede produsul. Câteva ore stăteam, câteva ore, ca să primă la pun picior de porc sau eu știu, poieră de păsări. Pentru cei de vârsta mea și peste, care în perioada respectivă au trebuit să crească și copii și aprovizionarea n-a fost numai o problemă de autosupraviețuire, a fost o problemă de responsabilitate față de creșterea copiilor. Își amintesc că, de exemplu, autoservirile, cum s-ar numi acum în limbajul actual, supermarketurile, erau pline cu compot de mere, cu creveți și cu muștar. Astea erau cele 3 sortimente, e adevărat că toată mai puteai găsi și bulion. A fost epoca de glorie a responsabililor de magazine alimentare și a vânzătorilor din magazine alimentare. Părinții își sfătuiau copiii să urmeze această carieră, liceele de profil nu mai făceau față, toți voiau în disperare să lucreze la TAPL și încet, încet să urce pe scara ierarhică până la gradul, nu, și statutul de responsabil de magazin. Tovarășul responsabil visau ei să audă zilnic. E, sigur, când erai măcelar, deja erai alesul, erai crema. După ce că s-aduceau produse puține, luase corupția așa de mare amploare, că nici pe acelea nu le vândeau pe toate. Le spuneau, vedeai bine că mai este marfă și spuneau că nu mai este marfă, că așa se ziceau, că nu mai este. Pentru că o vindeau pe sub mână. Câte persoane sunt, se numărau din ochi, se numărau realmente, se numărau. Și aceeași întrebare, ne ajunge? Se termină înaintea noastră? Apucăm? Cozile acestea erau lungi, puteau să se formeze cozi înainte. Personal am stat la cozi destul de des, că mi-aduc aminte că ne așezeam noaptea pentru că a doua zi dimineața de vreme, undeva pe la 7, puteam să cumpărăm lapte. Și mai am o amintire foarte tristă. Vecina mea, o doamnă la 76 de ani, a venit de la coadă de la carne, stătea foarte des, a venit de la coadă de la carne, a pus pachetele de carne pe masă, a spus că se duce să se întindă și după 5 minute a venit să-și ia un medicament și a murit. Eu am văzut-o plină de sânge,
îmbrâncită și călcată în picioare la această poză. Pur și simplu ajunsesem că în momentul în care citeam termenul demnitate umană prin cărțile pe care le citeam pe vremea, citeam foarte mult în vremea, eram un drog bun, aplecam capul în pământ și mi-era rușine din nou. Mi-era rușine. Pentru că eram tratați ca niște viermi și se pare că ne era mai dragă viața. Lupta disperată pentru supraviețuirea ta și a familiei tale par cuvinte bombastice astăzi. Pentru cei însă care au puterea să-și amintească amănuntele acelei perioade, sunt absolut insuficiente pentru a descrie toate chinurile și umilențele zilnice la care oamenii au fost supuși, și nu numai cei care s-au împotrivit regimului, ci toți cei care au trăit în această țară în acea perioadă. Am fost, într-un fel, sub ocupație românească. Omul socialist va stăpâni întreaga natură. El va alege locul unde vor fi doborâți munții. El va îndigui oceanele, va schimba cursul râurilor. Așa spunea Lev Trotsky, cunoscutul revoluționar bolșevic în 1924. Lev Trotsky, care a emis teoria, ipoteza revoluției permanente, el a desenat chipul noului om socialist. Un om nou, capabil de performanțe incredibile, supus colectivității, binelui comun, pentru care contează doar munca și pe care lasă la o parte orice interes personal. Omul socialist. Omul nou. Omul nou a fost esențial pentru societatea comunistă. Era un om, cum să zic, în mare măsură dezumanizat. Totalitarismul se dorește revoluționar. Vrea să schimbe totul, să termine cu trecutul. Pentru că trecutul este ceea ce a fost mai rău. Și pentru că vrea să schimbe, atunci propune un model. Cum este vorba de o luptă, o luptă între trecut și prezent, între bine și rău, omul nou se contrapune omului vechi. Omul nou ar fi trebuit să fie un tip de personaj care nu avea nici gen, respectiv nu știe dacă e bărbat sau dacă este femeie. Evident, nu avea rasă, nu avea nimic din toate caracteristicile umane, ale diversității și unicității umane, care ar fi trebuit să muncească, citez, fără de preget, da, pentru construcția comunismului, să creadă în tot ceea ce îi spune partidul și să spună că dorințele și nevoile lui sunt tot una cu cele ale propagandei. Era un om, în primul rând, fără informație. Era un om ținut într-un cadru închis, începând cu pereții băii, și terminând cu programul de la televizor, cele două ore, cu tot ce însemna sistem de propagandă și așa mai departe. Deci era un om care nici nu știa că se mai poate trăi și altfel. Aflat într-o luptă surdă împotriva capitalismului, aflat pe buza prăpastiei, cum obișnuiau să spună, comunismul a simțit nevoia disperată să-l întreacă, să-l depășească. Și dacă nu prin calitate, măcar prin cantitate și mărime. Iar omul nou, conceptul de om de tip nou socialist, exact asta înseamnă în fond, triumful cantității asupra calității. Imaginați-vă că în societatea comunistă nu mai era nevoie de bani, de monedă, nu mai exista. Pentru că fiecare om nou de data asta, se ducea la magazin și cerea ceea ce avea nevoie și îi se dădea pe gratis. Pentru că el, la rândul lui, producea pe gratis pentru societate. Omul nou trebuia să fie însă, evident, loial partidului și de aceea trebuia să provină din baza sănătoasă a societății. Intelectualul a fost întotdeauna suspectat. El nu putea fi un om nou pentru că încă mai nutrea iluzii umaniste. Dacă te nășteai mai inteligent și lucrul ăsta se împlinea, exista riscul să plătești. Să o viață foarte gri, o viață în niște cadre fixe, dacă vreți. Mă scol, mănânc, mă duc la servici, sap în pământ, îmi risc viața, mă întorc, beau, mă culc, dorm. Cam în parametrii ăștia.
Scurt vorbind, cred că explicația cea mai bună pe care o dădeam și elevilor mei pe vremea aceea este că omul nou este încrucișarea între un pește și un bou. Respectiv, trage ca un bou și tace ca un pește. Probabil că dacă am fi apucat aceste vremuri cu societatea comunistă la ultimul nivel și care avea la baza ei oamenii noi, cred că ne-am fi aflat într-o societate științifico-fantastică. Era un orizont cu minime privilegii, cu informații deloc și niște oameni cărora tot timpul li se spunea că ei sunt eșalonul cel mai înaintat al clasei muncitoare, pentru că ei muncesc din greu cu brațele. Deci era o lume întoarsă total. Cei mai buni nu erau softiștii, nu erau oamenii de la computere, nu erau oameni cu pregătire mare, ci erau cei care munceau cel mai greu cu brațele, forță brută. Prin intermediul acestui tip de erou, intră în mentalitatea comunistă planurile mărețe, construcțiile gigantice, precum canalul și mai ales casa poporului, iar în mentalitate planurile cincinale și mincinoasele raportări la hectar. Ceaușescu descoperise și la noi, după modelul corean, omul nou. Lucruri, dar după aia l-am văzut la București în toată splendoarea lui, când au început mineriadele, l-am văzut în mai multe rânduri în acțiune și chiar m-a surprins, pentru că la el acasă nu era așa. Era așezat în, cel puțin într-un fel de viață din care nici nu vrea să iasă. Și cred că la un moment dat s-a speriat și de-aia a ieșit cu parul de acolo și de-aia și a fost așa de ușor de manipulat. Între omul nou sovietic, cel glorificat în cântece și exemplu pentru un întreg popor, și omul nou din România, cel care a construit Casa Poporului și canalul, nu e de fapt nicio diferență. E mai degrabă o asemănare tristă. Și unul și altul sunt doi oameni obosiți, istoviți, muncind de frică, cu spaima în coaste, terorizați și nu dintr-o conștiință superioară comunistă, așa cum încerca să ne explice, să ne povestească propaganda comunistă. Dincolo de doctrine, de ideologii, instrumente cu care operează oamenii de știință, analiștii, istoricii, rămâne povestea. Povestea aceea simplă, cu drame și destine. După 20 de ani de la căderea comunismului, comunismul îmi pare mai hidos decât înainte. Astăzi nici prin gând nu ne mai poate trece să ne întoarcem la o astfel de societate, la societatea comunistă. Pentru că ea și-a dovedit incapacitatea de a funcționa. Comunismul a fost, înainte de toate, dincolo de atrocitățile lui, o atmosferă. O atmosferă pe care o pot surprinde în cuvinte doar supraviețuitorii acelei epoci. Oameni mai mult sau mai puțin anonimi, pe care, din păcate, timpul treptat și implacabil îi trimite în uitare. Trebuie spus că acest capitol din istoria României încă nu este închis în ceea ce privește studiul său. Adică încă mai sunt multe lucruri de spus în ceea ce privește comunismul. Încă mai sunt multe lucruri de spus în ceea ce privește victimele pe care comunismul le-a produs. Încă mai sunt nedreptăți care trebuie reparate astăzi. Comunismul a dezumanizat o societate care cu greu își regăsește ritmul. Aruncându-ne direct în brațele unui capitalism fără limite, nu am făcut altceva decât să încercăm să compensăm trecutul care nu ni s-a oferit. N-am reușit să-l compensăm și din exces în exces vom încerca poate într-un final să ne găsim și ritmul nostru obișnuit într-o Europa care sper să fie una democrației. Comunismul a funcționat perfect ca cel mai mare dușman al religiei, înlocuind-o, modificând-o în cel mai hidos mod cu putință. A inventat sfinți și icoane, conducătorii partidului și portretele lor. A inventat biserici de tip nou, stadioanele acelea enorme pe care oamenii erau adunați cu forța și obligați să aclame, să aplaude manifestările politico-ideologice. A inventat imnuri triumfale în locul cântecelor religioase, a înlocuit cărțile sfinte cu volumele acelea roșii și mari și grele,
un singur loc din fericire nu l-a putut inventa. Nemurirea idolilor lor. Pentru că în lipsa nemuririi Dumnezeului propriu, nicio religie nu rezistă. Dispare sub combat.